Deplasare dificilă pe terenul grupării Victoria din Dobrun pentru echipa antrenată de Cătălin Ristea. Meciul a fost unul intens disputat. Punctele puse în joc au creat tensiune atât în teren cât și pe banca tehnică, antrenorul celor de la AS Milcov fiind eliminat de către arbitrul central. Cu toate acestea, cu câteva minute înainte de fluierul de final al jocului, AS Milcov a reușit să-și treacă în cont o nouă victorie. A fost un meci greu. Am întâlnit o echipă bună, ambițioasă, dar cred că mai multe probleme astăzi ne-a pus gazonul. Ne așteptam să găsim un teren greu, pentru că știm de anul trecut că și anul trecut la fel gazonul ne-a pus foarte multe probleme, dar până una alta noi suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Am întâlnit o echipă ambițioasă cu pretenții și ei și suntem fericiți că am reușit să ne impunem. Iată și rezultatele celorlalte partide disputate la nivelul campionatului județean. Voința Băbiciu a reușit să învingă Oltul Curtișoara cu scorul de 8-2. Olimpia Rotunda a fost învinsă pe teren propriu de către Avântul Coteana, rezultatul final fiind 0-2. Recolta Stoicănești s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața grupării Petrolul Potcoava. Vedea Vălenea a învins în deplasare Viitorul Rusănești cu scorul de 4-2, iar Viitorul Grădinile a învins la 4 goluri diferențe echipa Oltul Scornicești, scor 6-2. În această etapă, Vedița Colonești nu a avut meci programat. După disputarea acestei runde, podiumul este ocupat în continuare de recolta Stoicănești, AS Milcov și Vedița Colonești.